Acesta a fost un test pentru Comisia Electorală Centrală să arăte dacă este o instituție independentă sau un departament din cadrul PAS. CEC a demonstrat că execută comenzile puterii și complet este subordonat politic. Încercați să vă imaginați cum această instituție va organiza alegerile și votul prin corespondență dacă ei acum au suprimat dreptul cetățenilor de a răspunde la o simplă întrebare. Dreptul lor de a se exprima liber. Decizia CEC nu este una împotrivă lui Usatăi sau a partidului nostru. Este una împotrivă cetățenilor. PAS a demonstrat foarte clar încă o dată, prin instrumentul lor politic CEC, că democrație și libertate de exprimare nu mai există în Republica Moldova. Nici măcar cât era pe timpul lui Plahotniuc și vremurilor rele, cum ne spun ei care erau atunci. Când spun că subordonarea politică a CEC, să fie clar că responsabil este nu doar PAS-ul, dar și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Deoarece oamenii de la președinție acoperă și supervizează toate aceste ilegalități. Maia Sandu este nu doar un complice la toate aceste abuzuri, dar este cea care le-a aprobat la cel mai înalt nivel. Pentru ea, cetățenii noștri sunt doar niște oameni la care Dumnezeu le promitea o țară liberă și democratică. Atitudinea Dumnezeu și decizia și dorința ei a fost mimată ca și dragostea față de oameni care Dumnezeu permanent încearcă să o demonstreze. Deoarece toți oamenii din Republica Moldova au fost folosiți doar în scopuri electorale de când Dumnezeu a avut nevoie. Decizia Comisiei Electorale Centrale arată câte puteri mai au cetățenii din Republica Moldova. Adică zero. Totodată puterea este în mâna ai Maia Sandu și a partidului PAS. Din aceea fac apel la toți cetățenii să ne luăm puterea înapoi prin vot, prin alegeri parlamentare anticipate. Noi vom continua lupta pentru a ne proteja drepturile și libertățile cetățenilor, pentru a scoate țara din captivitatea grupării criminale PAS, comisă de spână sub protecția doamnei președintei Maia Sandu. La noi astăzi Moldova a ajuns un stat ieșuat, instituțiile sunt politizate, instituțiile de drept sunt în captivitate din nou. Toate schemele ilegale despre care s-au vorbit, ele înfloresc mai ceva decât pe vremea oligarhilor. Iată de ce trebuie cât mai urgent alegeri parlamentare anticipate. PAS și Maia Sandu se tem de următoarele alegeri și de aceea folosesc CEC-ul pentru a face abuzuri și a deturna rezultatul alegerilor prezidențiale. Eu știu că populația este dezamăgită și ei vor folosi acest moment al alegerilor pentru un vot masiv de protest împotriva PAS și a Maia Sandu. Iată de ce astăzi, ca să înțelegeți la moment, se inventează diferite trucuri electorale, ilegale, pentru a se menține la putere. Eu vreau să fac astăzi ultimul apel pentru toți reprezentanții CEC. Fac apelul ca reprezentanții Comisiei Electorale Centrale să iasă din captivitatea politică a PAS, să demisioneze imediat dacă nu își pot ei singuri să-și apere independența. Pentru că dacă vor continua cu astfel de decizii abuzive, urmează foarte curând să răspundă în fața legii. Nimeni nu va fi protejat
dacă ei cred că pasul o să fie veșnic și pasul o să le protejeze toate ilegalitățile care ei le-au comis până acum. Eu doar pot să rog astăzi pe reprezentanții Comisiei Electorale Centrale să iasă public, să spui cine a exercitat presiuni de la președinții asupra lor pentru această decizie. Ei știu foarte bine cine a scris această decizie din afara instituției. Este o ultimă șansă de a se salva de consecințele foarte grave care sigur vor avea loc în viitor. Noi cerem astăzi Maia Sandu și partidului PAS să înceteze imediat ilegalitățile și abuzurile împotriva cetățenilor. Voi tot veți răspunde, fiecare individual, pentru crimele pe care voi le comiteți, în modul în care Republica Moldova a devenit iarăși un stat capturat politic.